Urcă și foarte urât. Da, da, da. Și eu iarna, am pe bune. Cred că o să mă obișnuiesc la arma asta. Dar iarna e urât, da. Iarna e urât. Foarte util, că uneori îmi mai dădeam jos masca iarna. Și am trebuit să zic, frate, ce frig. Da, 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 da. Mi-e frigat și asta. Alo, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Alo. Neața, cum te cheamă? Doamne, Dumnezeu. Neața, Florentin Tom. Așa. Vă pun din București. Eu sunt cel personal nu sunt de acord cu această măsură de renunțare ca fiind până mâine, cred că este mult prea devreme pentru a lua astfel de măsuri. Adică rata de vaccinare nu este de peste 60%. Da. Lucrurile pe care pot să spun este că amintiți-vă că vă ziceam acum ceva timp că mi se pare incredibil cum nu putem fi niciodată mulțumiți. Niciodată. Uite că e vreo adevărul. Că ziceam, bă, când a dat restricții, că de ce l-a dat, când le-a scos, trebuia să fie mai grav, mai dure. Da. Înțeleg ce zici, înțeleg ce zici. Și pe premierul Cățu l-a întrebat cineva, domnul premier, noi un pic am de vreme și... A zis și el așa, da. Da. Nu înțeleg ce zici, dar doar mi se pare că am uzat că prin telefonul pe asta. Da. E chiar incredibil un pic ce ai zis. De când ai zice că ar fi o perioadă ok să se relaxeze măsurile astea? Eu sunt unul de vedere, după ce rata va fi de minim 60%, de exemplu, doar 2-3 ani. De vaccinare, și rata de vaccinare. De vaccinare, da. Bine, momentan, afară nu putem să mergem fără mască. În continuare, în spații închise, trebuie să mergem fără mască. Și cred că, oricum, pericolul mare, mare, e acolo. Da, acum am dat și acolo. Nu e o mică bucurie. Da, da. Alo, bună dimineața. Neața, neața. Bună dimineața. Neața. Cum te trebuie? Soare, din Bechean. Te ascultăm. Nu vă spun în legătură. Să trec că vă spun în legătură cu altceva. Eu nu știu, dacă nu e ziua asta, eu spun la mulți ani, dar vreau și cum e astăzi, la mulți ani. Te-aud, omul. Da. Să fii frumos, să fii sănătos și iubit. Doamne, ajută. Ești într-o lume, poate. Și la Iulia, care e în 16. Da, mulți ani și la Iulia, care e în 16. Și dacă mai aveți o prietenă, cunoștință, nu de doamnă, nu știu. Sunt mulți oameni și chiar că sunt acolo să văd. Așa că hai să mai vorbim cu cineva. Bună dimineața, ești unde? Bună dimineața. Nu se pune ca și cum deja, adică durează vreo 10 zile.